Să vă veniți să... Dar nu mai, nu mai lua cu naut, cu nu știu ce. Ți-am zis. N-a zis că e zonă publică, mă? N-a zis nimeni că e zonă publică, ți-am zis nu mai las arfele astea ușor la etichet, că nu e, crede-mă, nu-i cazul, înțelegi? Ți-am vorbit, cred că frumos, nu mă lua cu naud. Sau cum? Nu că ce vreau, că n-ai arătat astea la etichet. Bă, dă-te dreacu să te ia de papagal ce ești. Ți-am zis că nu vorbești tu așa cu mine. Bine viața mea, bine, hai. Vezi pe reclamație, ok? Hai, te iubesc. Prea mult nu vreau să vă țin, doar vreau să vă rog din toată inima să intrați pe Discord-ul serverului meu de 5M care urmează să se deschidă. Pentru cei care se întreabă zilnic, Vali, când îl deschizi, Vali, nu știu ce, se află în lucru. Deja lucrurile încep să prindă din ce în ce mai multă culoare. De-aia nici nu filmez în momentul de față pe el, pentru că nu vreau să vă arăt interfața sau să vă dau vreun sneak peek. Pentru că serverul este bombă, o să retrăiți nostalgia pe care ați avut-o odată. O să puteți într-un final să încercați absolut totul pe el. Ideea este că vă aștept pe Discord-ul lui de la aveți în descrierea acestui videoclip. Și urmează oricum cam maxim o săptămână unul, două, o să fac un videoclip dedicat special pe el în care vă explic mai multe chestii, da? Fair play, it's coming, ok? Vă aștept pe Discord, vă las cu videoclipul. Și multe like-uri, multe like-uri și subscribe, că foarte mulți nu sunteți abonați. Vă pupi, pa! Ajută-i că ăștia-s la J, l-am reclamat. Răspunde-i lui. Vreau bani permanent. Să mor, vreau bani permanent. Vrei să te înjuri ca să ai un motiv? Nu, dar întreabă-l ce s-a întâmplat, întreabă-l ce s-a întâmplat. Dar ce s-a întâmplat de mine bani permanent? Păi, de ce mi-e mai greu să scap decât de bani. Și de asta vreau bani. Gen, că să dăm banul, știi, ale lui, mă. Adică ce faci, frate, denigrezi serverul sau ce? Da, zi-mă ce s-a întâmplat, ce ai pățit? Ce? Ce ai pățit? Am scos armă în zonă publică, m-am împușcat bunii, m-am bătut cu mașini, am fugit de poliție. Păi dacă ești bătut în cap, eu ce să-ți fac? Trebuia să iei bani permanent oricum. Aaa, bă, hai că încep să-mi jur că vreau bani odată. Ca să pot să scap odată bani, să pot să reintru. Nu, frate, nu, rămâi la jail, pare rău. Bine, și dacă... Tati, că mai fac cu tine. Ajută-l, bă, salut. Salut. Dă-i și mi-o revive. Nu, întreabă-l cum a murit. Păi, cum ai murit? A bubuit chestia aia de lângă mine și m-a aruncat. Care chestie? Pișetul ăla. Care chestie? Benzinăria, gen nu aia. Vezi că e gasolina. Fură curent, fură curent ăsta. Fură curent ăsta. Ai dovadă? Nu am dovadă, frate, dar gen lui a dat revive și pe mine m-a uitat. Zic că fură curent, zic că fură curent. Ce fură curent cu aia? Te rog frumos. Zic că fură curent, spune așa. Zic fură curent? Bă, ce mi-ai zis că e? Fură curent, nu fără curent. Curent? Nu l-a întrebat cu aia. Zic, fură curent? Dacă fur curent. Fură, bă, nu furi. Nu fur curent. Nu pot să râd cu aia. Ce prost ești. Idiotule, nu mi-ai ce cu sușmă la tichet. Ce prost ești. Nu pot să râd cu aia. Nu, zătate. Vrei spawn? Da. De ce? Trei, nu? De ce? Că a fost aseara aici cu cine. Zi, sună la taxi. Păi, sună la taxi. N-am telefon, cum deschid telefon? Zi, asta e? Asta e, n-am cum să-ți dau respawn așa. Am, deci mi-e respawn. Păi n-am cum, cheamă un taxi sau te duci pe jos? Păi cum zic, cheamă-mi tu un taxi. Bă, fii atent, fii atent. Păi eu n-am telefon. Bă, fii atent. Și cum vrei să... Bă, spune-i să zică, auzi mă, spune-i să zică un detaliu despre tabloul lui Mendeleev. Hai mă, dă-mă și mie. Nu, ascultă-mă, zi așa, spune așa, întreabă-l. În ce an a fost pictat tabloul lui Mendeleev? În ce an a fost pictat tabloul lui Mendeleev? A luat-o pe jos. Când, mă? Ia zi, bălărie, când a fost pictat tabloul lui Mendeleev? Dreptul să lea, nu știu. Nu-i tablou prostule, e tabelul lui Mendeleev. A, tabel! Ce-am zis, mă? Păi da, tablou am zis, bă, dar să râd de tine, idiotul. A, da. Dar poți să-mi dai și mesaj? Zic că poți să-și închiriezi. Păi, poți să-ți închiriezi acolo. Unde? E acolo, mai în față, acolo. Uite unde e omul acolo. Cam întrebare, tu ești bălărie? Zic, nu. Ia vorbește domnul puțin. Să mă ce nu. Nu, el, vorbește. Domnul, ia vorbește puțin. Bă, bălărie, mă uit, mă vorbește mult pe bani acum, bă, te iubesc, bradere, te iubesc. Te iubesc, bă, te iubesc, bă, bălărie, cum aici? Te iubesc, bă, bălărie, cum aici? Te iubesc, bă, bălărie, bălăria mea frumoasă. Bălăria mea frumoasă. Hai, bă, bălărie, cum aici? Nu vă mai apropiați de el, că vă urzicați.
Da, da, frate. Am văzut. Mai ești bălăi? Mai calma. Am o filmare cum un băiat face un film. Nu te cred. Da, am deja pe suport. Adică nu pe suport, îți așteptam să pe suport. Hai frate, acum. Ticket în home play. Taș, mă. Cine? Nu tu sunt taci. Ia auzi-l mă mâncați. Da. Hai pă. Dacă hai nu închezi mă zic că îți dau respawn. Hai pă, hai mă pe așteptare, hai pă, intră pe așteptare sport că te trag eu. În teorie, zi bălărie, ia zi, e nofir sau nu? Păi nofir. A? Păi nofir. E sau nu, că nu înțeleg. Păi, realitatea mai bine, sunt și tata, n-ai timp să tai și la până mortul. Asta zic, nu prea e nofir, bro, să știi. E cu dus și întors, ăla era departe, nu era în fața ta, n-avea niciun dialog cu el în momentul ăla. Asta e. Da, mai mort. Hai. Maybe next time, pa. E, ciao. Survivor roleplay, oamenii mei n-au nicio treabă. Te cuie, că am un FPS. Aveți după aveți mai? Avem o pulă în cur, că nu ce PC-ul. Păi ce să fac, mă, băieți? Dă-ne revive, că vrem să plecăm dracu de aici. Nu îți dau. Dacă n-aveți filmare, nu vă pot ajuta. Păi nu prea avem cum să-ți dau revive. Dacă se face troll cu aia, uite-te câtă lume e moartă aici. Eu v-am spus, eu am mai spus și aseară și alaltă seară, v-am spus. Nu mai stați pe Groove, dacă știți că se fac chestii păi de genul. Păi tu vii pe Groove, tu vii pe Groove la șmecherie, la bătaie, la aia și când ții bătaie nu-ți convine. Dar ai venit, ai venit să te bați cu ăștia. Bă, nebunule! Ia veniți cu acolo, veniți cu Vale, eu mai știu că spus 2001 de ori, nu mai veniți pe grup dacă știți că se întâmplă chestii de genul. Dar nu se înțeleg, eu l-am pe grup, pe grup nu era mă zonă publică? Da, eu știu, ți-am zis, eu știu asta, veniți să vă, veniți să vă, dar nu mai lua cu naud, cu nu știu ce. Ți-am zis. N-am zis că e zonă publică, mă? N-am zis nimeni că e zonă publică, ți-am zis numai las arfele astea ușor la tichet, că nu e, crede-mă, nu-i cazul, înțelegi? Ți-am vorbit, cred că frumos, nu mă lua cu naud. Sau cu pula mea din astea. Cine ți-a vorbit urât? Nu, da, cu naud, cu vrăjeli din astea, înțelegi? De mâine... Nu te înjur cu aia, aștept să vorbiți, să veni, ia uite, doi admin la tichet. Eu chemai un admin la admin cu aia, nu înțeleg. Tu ce vrei, mă? Nu că ce vreau, că n-ai arătat asta la tichet. Bă, dă-te dracu să te ia de papagal ce ești. Ți-am zis că nu vorbești tu așa cu mine. Bine viața mea, bine, hai. Vezi pe reclamație, ok? Hai, te iubesc. Poți să ieși de la tichet. Băi, nu așa. Ok. No, dacă ne aveți filmare, nu vă pot așa partea mea. Bag muie. Bagi muie, a? Ei, să bagi muie. Bă, glumeam, nu, glumeam. Bă, dă-te în pula mea. Nu, glumeam. Bă, m-am săturat de aroganți ca voi, mă, ți-aveți, vin, îți vorbesc frumos să zic că pentru că știu destul de bine că și eu, dracu, sunt un handicapat pe jocul ăsta. Veniți... Veniți să vă... Asta ne-a omorât. Ai filmare? N-ai filmare. Da, am filmare, da, am filmare. Păi cum ai zis că ai filmare acum? Minciuna ai zis că n-ai după aia, ai. Am filmare, hai pe sport, Băi, fii atent aici. Deci fii atent aici că să-ți spui. Ia zi. Dă-te pula în rău să-ți pute curul ăla, pleacă de aici. Bă, vorbește o mai frumos, mai vorbi urât. Pleacă de aici că-ți pute curul. Cu cine vorbești, mă, că-ți pute curul? Păi da ce, am zis că-ți pute curul, nu e... Păi nu, da, e... Adică nu mai pun și la tichet, nu mai simt nașpa. Bine, mă simt nașpa. Nu vrei să mă mai vezi și poate de asta. Doamne, săracu, doamne. Crezi că-i pute curul? Nu, mă, nu, dar te-a rugat să vorbești frumos, pentru că oricum o rezolvam cumva, să dădeam eu revive. Oricum îi pute curul. Tot ce am vrut să zic, uite, vezi în continuare. Ca idos. Da, mă, te înțeleg perfect cu aia, înțeleg, dar și tu ai venit tot la bătaie și vi s-a zis să nu mai stați pe Groove, să nu mai... Nu, eu am venit la șefuiară, nu la bătaie. Bă, bă. Știi că eu, vezi? După ora 6 se întâmplă chestii de genul și că acum n-ai voie, nu? Păi câte da, mă rog, irelevant că ai venit cu... Ți-am zis și tu ai... Și tu ai venit... Ia uite-l pe ăsta, ia uite-l, doamne, și pe ăsta. Dați-mi și mie. De unde mi-ai zis, Sergiu? Ha? De cine dorăți banul ăla? Păi nu, îi mă refer că... Bă, cine? Bă, de ce îl dorăți bani? Pe grup. Cui? Băi, ăsta în cătușa... Da. Coaie, de ce îi dorăți bani? Ăla de acolo care era mort? Bă, care Ionuț? Care Ionuț? Eu ăsta de aici. De ce îi dăduși coaie banul ăla? Pentru că să-l vedeți să vă lăsați frumos.
Coai, nu se dă bani, băi, Coai, mă luați la mișcare. Dacă avea aroganță cum un chip. E vorba ca și păi ce aroganță dacă nu-l băgați în seamă, Coai, și... Că l-am lăsat în seamă și faci cum să ne acurăge. Dacă nu pleci de aici, îți dau pentru deranjare eticheta, înțeles? Dar nu etichetul, etichetul lui băiatul ăsta. Ok, bun, ca să... Ca să scăpăm, îți cer scuze că l-ai băgat pe ăsta în pula ta și nu știu ce. Dă-i-am bani, Coai. Zi, da sau nu? Ce alea? Ți-am zis să-ți cer scuze sau nu? Cui să-mi cer scuze? Că l-ai jurat pe adminul ăsta din dreapta mea. Da, îmi cer scuze că l-am jurat pe admin, dar zi, aș dori să-i dați bani lui tovarășul meu pentru că eu nu pot să-ți mă jupiți serverul ăsta fără el. E rest in peace. Nu e adevărat. Să zic că mulțumesc frumos că nu i-am dat bani permanent, i-am dat 7 zile să calmeze. De ce ești rău? De ce ești rău? Poate mai... 7 zile moare și nu mai are timp să joace pe server. Ha, o să fiu atât de necăjit, n-ai idee. Mai de server. Hai să mor tu dacă nu i-ai dat bani cu aia. Nu, salut. Îmi dau respawn, îmi dau respawn, dă respawn, dă revive, să mor tu, dă revive. Salut. Da. Ce spui? Auzi? Da. Am auzit că tu ai acces grade. Nu mai văd, hai, dacă poți să mergi. Da, mă rog. Salut. Salut. Ai fix? Da, dacă poți. Tata mai că rezolvă și pe regele meu. Salut. Salut. Du-mi și mie o mașină. Sună la taxi. Păi n-ai garaj aici, nu? Păi n-am mașină. Păi n-am ce să-ți fac, frate, păi n-ai mașină, nu. Dai și tu, îți lași mașină. Nu, mersi. Nu-mi dai? Nu. Salut. Salut. Desfacere de MBDM, ce să înțeleg de aici, ești prost, vin oamenii și bagă cuțitul în tine, uită-l ăsta. Ce-am făcut eu, bă? O, ușor, ușor, ce s-am făcut? Ce-am făcut? Bă, părând. Eu vorbesc la bani, vorbesc, te rog frumos. Vorbește ăla care a făcut tichetul. Ia auză și pe bălărie, taci dreacu, bălărie. Zi ăsta de jos. Eu am făcut, eu? Da, ăsta de jos, vorbește. Iată mă, aici se face RDMBDM, era unul aici cu un... Jeep din ăla așa mai modern, vine, face smardoiel pe aici, aroganțe din astea. Ai vreo filmare să-mi dai și mediului? Nu, că nu merge de el, frate, nu merge de el. Are băiatul cu casca. Nu merge de el, nu poți să iei. Uite, ăsta e ăla care face aroganțe și din astea cu Jeep-ul ăla. Care? Care? Eu? Uite, ăsta e Jeep-ul lui, stai că ți-i cap mai diu. Ce? 525. Am mai 50. Eu sunt 525. Tu ești Rareș, mă auzi? Tu ești Rareș, nu? Nu mă cheamă Rareș. Nu, îl cheamă Chero. Îl cheamă Capahero. Hero. Știu numele Irele că vorbea cu mine pe cea rău legend. Smart Oil din alea și-a intrat bunica. Da, mă, dacă n-ai nicio... Am eu cel mare cum i-a dat cu rozeta acum. Are băiatul ăsta cu casca. Bă, fii atent. Am făcut tichet pentru el. Oilei, liniște puțin.